Ați observat că uneori la buletinul de știri se face o pauză. Se sparge fluxul de informație pe care, sau de informație pe care crainicul a început să-l spună și apare ceea ce se numește breaking news. Adică o informație de ultimă oră. O informație bombă. O informație foarte importantă, o știre foarte importantă. Dacă ați avea posibilitatea să-l întrebați pe cel care prezintă știrile, de ce îmi spui lucrul acesta? Poate că ar răspunde foarte simplu așa ca să știi. Pentru că știrea bombă pe care ți-o aduce uh, omul respectiv este de undeva de la capătul pământului. Cine știe ce s-a întâmplat în America sau în Japonia sau în Indonezia și el sparge fluxul de informații să-ți spună știrea asta bombă doar așa ca să știi. Am făcut această introducere pentru că ceva asemănător se întâmplă în textul pe care l-am citit în această dimineață din Evanghelia după Matei, capitolul 3. Undeva, în pustiul iudei, apare un om, un fel de crainic. Un om care sparge monotonia timpului, dacă vreți, și aduce o veste sau o știre senzațională, o știre extraordinar de importantă. Știți care era știrea aceasta? Frații mei. Împărăția cerurilor este aproape. Ce ziceți pentru cei din vremea aceea? Era asta o știre importantă. Împărăția cerurilor este aproape. Sau trebuia să fie importantă. Dar pentru noi din vremea aceasta, dragi mei, Faptul că citim din Scriptură și cineva se ridică să anunțe vestea aceasta, știrea asta, împărăția celor este aproape, ar trebui să fie ceva important? Imaginați-vă că ați avea posibilitatea să-l întrebați pe Ioan Botezătorul, bun frate Ioane, dar de ce îmi spui știrea asta? Credeți că ar răspunde ca și crainicul de vremea noastră doar așa ca să știi? sau pentru că știrea asta, informația aceasta are de a face ceva cu viața noastră. Ne afectează viața sau ar trebui să ne afecteze viața. Mai devreme sau mai târziu, când împărăția asta care este aproape și chiar va ajunge la noi, dragii mei, se va arăta, împărăția asta ne va afecta pentru eternitate. Știți lucrul acesta? De ce transmiți știrea asta, Ioane? De ce ai început să strici tare, să te audă toți, să se ducă vestea asta în cetățile de prin prejur, să ajungă la Ierusalim, să ajungă în toată Iudeea? De ce spui lucrul acesta? Știți de ce? Pentru că știrea asta trebuie să vă afecteze viața. Deci, mai nu știu cât de tare va afectează viața dumneavoastră această știre. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Dar vreau să vă spun că din perspectiva lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este o valoare, este ceva extraordinar de important. Când Domnul Iisus Hristos a început să spună adevărul despre împărăția lui Dumnezeu, a încercat să o, să o prindă în diferite pilde. Și spunea la un moment dat că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un om care a găsit o comoară undeva într-o țarină. Așa de importantă era comoara asta pentru omul respectiv, încât s-a dus acasă să vândă tot. Ce să facă cu banii? Să cumpere țarii în acea în care se găsește comoara, adică împărăția lui Dumnezeu. S-a găsit un om care pentru împărăția lui Dumnezeu era dispus să lase tot. Și vă întreb dacă există în locul acesta oameni de felul acesta care pentru împărăția lui Dumnezeu să fie dispus să lase tot. A poți să faci lucrul acesta numai dacă știi că împărăția lui Dumnezeu este o valoare, este importantă. Deci eu mai vreau să predic în această dimineață cu ajutorul Domnului despre viața din perspectiva împărăției care vine. Dumneavoastră mai credeți că vine împărăția lui Dumnezeu? Și mai credeți că este aproape împărăția lui Dumnezeu? Amin. Dacă atunci Ioan botezătorul s-a ridicat și a început să predice că este aproape, și apoi când Ioan a fost închis a început Domnul să predice: pocăiți vă că împărăția este aproape. Cu cât mai aproape este acum, frații mei? Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și vă întreb cum ar trebui să fie viața noastră din perspectiva împărăției care vine? Așa cum e acum? Uitați-vă fiecare la viața dumneavoastră. Cum e de dimineață până seara, de seara până dimineața? Dacă așa ar trebui să fie viața, trăită de un om care se uită undeva în zare și zice împărăția lui Dumnezeu vine, e chiar la ușă. Așa ar trebui să fie viața sau altfel, frații mei. Haideți să ne uităm în această dimineață în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem cum ar trebui să fie viața din perspectiva acestei împărății. Care vine. Cu siguranță vine. Mai întâi de toate, viața din perspectiva împărăției care vine trebuie să fie o viață de receptivitate la predicarea Cuvântului. Dumneavoastră, cei care sunteți aici în sală, oameni care veniți mereu la biserică în locul acesta, sunteți sau nu sunteți receptivi la predicare? Cum suntem la predicare? Dragii mei, predicarea n-au inventat-o creștinii moderni. Nici măcar alții dinaintea lor. Știți că predicarea este metoda lui Dumnezeu de a transmite adevărurile pentru oameni. Știți asta? E proclamarea adevărului lui Dumnezeu sub această ungere a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Asta e predicare. Pentru ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. Știți că în lumea de dinainte de potop Dumnezeu avea predicator? Știți? Știți, frații mei? Dumnezeu a ridicat un predicator. N-a venit Dumnezeu cu judecata, cu potopul peste, peste planeta Pământ, înainte de a ridica Dumnezeu un predicator. Să stea în fața lor să îl predice pe Dumnezeu și în neprihănirea lui Dumnezeu. Și vreau, vreau să vă spun că în toată istoria Dumnezeu a predicat Evanghelia prin oameni. Care e atitudinea față de predicarea Scripturilor, frații mei? Care? Știți când Pavel s-a dus în Atena. Și a început să predice. Să spună despre Isus Hristos, să spună despre Dumnezeu, s-au adunat oamenii roată în el și unii ziceau, ce ziceau? Mai știți? Ce vrea palavragiul ăsta? Adică pentru unii predicarea nu este decât un fel de palavrăgeală. Cum să aibă efect cuvântul lui Dumnezeu predicat să producă schimbări și transformări când eu abordez predicarea din această perspectivă. Sau vă spunem ceva despre noi înainte de, înainte de potop, dragii mei, în lumea de dinainte de potop. A început să predice. Vreau să vă întreb, ce au zis oamenii despre predicarea asta? Au băgat-o în seamă? Erau atenți? Au zis, mai hai să luăm în serios pe omul ăsta. Nu l-au ignorat. Și vreau să vă întreb în această dimineață, dragii mei, cei care sunteți în locul acesta și ascultați de multe ori predici în locul acesta, vreau să vă întreb de câte ori n-am ignorat predicarea Scripturilor. N-am făcut așa din mână să ne vadă alții, a, lasă, dar am zis înăuntru nostru, a, lasă. Lasă și pe asta. Se întâmplă sau nu se întâmplă? Când Domnul Iisus Hristos, frații mei, credeți că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a predicat cuvântul lui Dumnezeu, credeți? Amin. Și a predicat mai bine decât oricare alt predicator de pe, de pe lumea aceasta. Chiar dacă unul dintre, dintre predicatori a fost numit la un moment dat prințul predicatorilor. Iisus a predicat mai bine decât toți predicatorii. Credeți lucrul acesta, frații mei? Amin. Și au zis, ucenici ca noi, care stăteau în fața predicării Domnului, au zis, asta e Prea de tot. Ai prea de tot ce li se cere. Și au plecat. Au plecat cu această idee ce ni se predică astăzi de către predicatorul ăsta mare, prea de tot. Ni se cere ceva prea de tot. Frații mei, viața mea și viața dumneavoastră, din perspectiva împărăției care vine, trebuie să fie o viață de receptivitate la predicare. Dacă, dacă, uităm, dacă, ne uităm cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu de aici, tot ce se întâmplă aici, dragii mei, este rezultatul receptivității la predicare. Ioan a început să predice, să propovăduiască și să spună pocăiți-vă căci împărăția celor este aproape. Și oamenii au început să iasă cu grămada să vină la el. De ce, frații mei? Că au răspuns la predicare. E adevărat? mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în Iordan, care răspund la predicare. Erau receptivi la predicare. Dragii mei, omul ăsta nu predica în centrul Ierusalimului. Nu predica la o sărbătoare când Ierusalimul era plin de oameni. Nu predica pe stadion sau în sala de cultură. Omul ăsta predica în pustiu. Ca și cum cineva să aduce cine știe unde între satele astea de aici și începe să predice. Și oamenii se duceau din orașe la el. Înțelegeți? Din Ierusalim, din toată Iudeea, din cetățile de prin pe peanjuri, ieșeau la el în pustiu. Și ascultau predicarea. Erau receptivi. Știți ce înseamnă să fii receptiv la predicare, frații mei? Știți ce înseamnă? Dacă ați fost receptiv la predicare, trebuie să știți ce înseamnă. Dacă sunteți receptiv la predicare, trebuie să știți ce înseamnă. Ce înseamnă, dragii mei, să stau în bancă sau să stau cine știe unde în altă parte, să fiu receptiv la predicare? Știți ce înseamnă? Să înceapă să te preocupe. Ori ce vrea să înseamnă asta? Vorbirea asta. Oare, cum spunea Petru altădată, pentru mine se spune mesajul ăsta? Câți dintre dumneavoastră, dragii mei, ați ascultat predicarea nu doar în locul acesta, și în altă parte? Și poate spun mai apăsat în această dimineață. Și ați început să vă frământați cu mesajul acela. Nu să-i dați o notă, nu să spuneți că e frumos. Să începeți să vă frământați, să puneți întrebări înaintea lui Dumnezeu. Să ziceți, ăsta mi se potrivește mie. Și dacă mi se potrivește mie, este pentru mine. E cuvântul lui Dumnezeu pentru mine. Câți? Asta înseamnă să fii receptiv la predicare, să înceapă să te preocupe și când ai plecat și ai dat buzna pe ușă să ieși spre casă. Ai plecat cu această frământare a cuvântului lui Dumnezeu, a mesajului sfânt. Asta înseamnă să fii receptiv să fiu determinat la acțiune. Când Dumnezeu din cer, dragii mei, i-a spus lui Adam, lui, lui Avram, hai luați-o ca un fel de predicare, un cuvânt de la Dumnezeu, ieși din cetatea asta. Vă întreb, a fost Avram receptiv la mesajul lui Dumnezeu sau nu a fost receptiv? I-a determinat deciziile în viață, acțiunile în viață, ceea ce a început să facă Avram sau nu i-a determinat? când a lăsat casă și a lăsat neamuri și a lăsat poate afaceri acolo și a luat cortul și a plecat, dragii mei. Și alții îl întrebau, păi de ce faci lucrul acesta? Așa mi-a spus Dumnezeu. De câte ori v-a întrebat cineva de ce faci lucrul acesta să-i puteți răspunde așa mi-a zis Dumnezeu? De câte ori? De ce te porți așa? În sens pozitiv spun acum. Și să pot spune, așa m-a învățat Dumnezeu. De câte ori s-a întâmplat lucrul acesta, frații mei? Predicarea care vine de la Dumnezeu, cuvântul care vine de la Dumnezeu, trebuie să-mi determine, dragii mei, acțiunile mele. Și Dumnezeu din cer se uită. Știți că Dumnezeu l-a trimis pe pe Iona să se ducă la Ninive să țină o predică. Nu știu cât a fost predica aceea, în Biblie e foarte scurtă. Ca mesaj. S-a dus cale de o zi într-o cetate care trebuia străbătută în trei zile. Și asta era predica lui. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. A cotit-o pe altă stradă, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. A cotit-o pe altă stradă, încă 40 de zile și nu ne va fi nimicită. Cale de o zi! Vă întreb, s-a găsit cineva în cetatea aceea să fie receptiv la predicarea asta? Frății mei, vestea asta a ajuns la urechea împăratului cetății. Vă întreb, ce s-a întâmplat în cetatea Ninive era rezultatul receptivității, dragii mei, la mesajul lui Dumnezeu? La această predică? Știți ce este uluitor și acolo? Spune Sfânta Scriptură Dumnezeu din cer a văzut ce fac ei. A văzut că sunt atenți la predicare. A văzut că, că iau decizii în conformitate cu predicarea. Dumnezeu din cer a văzut ce fac ei. Și mi-a pus întrebarea, Doamne, tu te uiți la mine din cerul tău pe înalt, oare tu vezi ce fac eu cu predicarea? Sigur că vede. Dar tu poți să vezi, Dumnezeule, că eu sunt atent cu ceea ce mi se predică, să încep să fac, sunt determinat la acțiuni în conformitate cu Cuvântul tău. Vezi lucrul acesta? Sau vezi altceva Car un cuvintele tale înapoi a mea? Vezi lucrul acesta? Dar deci, ce Dumnezeu din cer se uită ce facem noi cu predicarea. Dacă acțiunile noastre sunt determinate de ce ni s-a spus. Dumnezeu din cer i-a vorbit odată lui, lui Avram și a zis Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești pe Isaac și adu-l jertfă. Nu e important neapărat metoda prin care Dumnezeu o e important că îi vorbește Dumnezeu. Cum e important că nouă de vorbește Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură că omul acesta a început să-și ia decizii în conformitate cu ce a zis Dumnezeu. Cu mesajul lui Dumnezeu. S-a sculat dis de dimineață și a luat pe Isaac și a luat lemnele și a luat focul și s-a urcat pe muntele Moria și a făcut altarul și a pus lemnele și a luat cuțitul. Știi ce se întâmplă în punctul cum al acestei istorii? Sim. Știți, frații mei, Dumnezeu din cer strigă și zice așa, oprește-te, Avram, am văzut că te temi de mine. Am văzut, am văzut că deciziile tale sunt în conformitate cu ce ți-am spus. Am văzut că ai fost receptiv la mesajul meu. Fraților, cred că e foarte important să ne întrebăm în această dimineață ce vede Dumnezeu la mine atunci când stau în fața predicării cuvântului Dumnezeu. Și vă spun încă o dată, tot ceea ce se întâmplă în textul acesta este rezultatul receptării atente a mesajului lui Dumnezeu. Mesajul pe care Ioan Botezătorul îl transmitea era acesta, pocăiți-vă. Căci împărăția cerurilor este aproape. Adică, întoarceți-vă la Dumnezeu. Frății mei, s-ar putea să ziceți vreunul de aici, nu se potrivește cu noi mesajul ăsta. Sau nu ni se potrivește nouă. Că noi suntem pocăiți și avem istorie de când suntem pocăiți. Avem 20, avem 10, avem 40, avem 50 de ani. Frății mei, știți cui predica Ioan Botezătorul pocăi... predica pocăinței? Știți? iudeilor, locuitorilor din zona aceea, fariseilor, cărturarilor și preoților, dacă vreți, de atunci, adică oamenilor religioși. Ioan Botezător le spunea, pocăiți-vă, adică trebuie să vă pocăiți. Dumneavoastră, din locul acesta, noi care suntem aici, credeți că ar trebui să ne pocăim? Credeți asta, frații mei? E condiția esențială ca întâlnirea mea cu împărăția care vine să fie spre binele meu, nu spre nenorocirea mea. Să mă întorc la Dumnezeu. Chiar dacă am 40 de ani de pocăință, trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Să mă pocăiesc. Dar poate întrebați, și poate că s-a predicat în ultima vreme mai mult despre subiectul acesta aici, poate întrebați ce înseamnă pocăință. Ce ar trebui să fac? Cu ce ar trebui să încep? Deci, mai pocăința, dacă vreți, ar trebui să înceapă cu credința că Dumnezeu are puterea să pedepsească orice păcat și într-o zi o va face. Ascultați-mă. Pocăința trebuie să înceapă cu credința că Dumnezeu are puterea să pedepsească orice păcat și într-o zi o va face. Cât să mai credem în locul acesta? Câți? Frații mei, dacă l-am crede lucrul acesta, vreau să vă spun, niciunul de aici n-a mai stat liniștiți în prezența păcatului. Dacă am crede asta. Că Dumnezeu are puterea să pedepsească orice păcat și într-o zi o va face. Zicea Domnul Iisus Hristos, nu vă temeți de oameni. O să vă arăt de cine să vă temeți. De cine, Doamne, să ne temem? De cine, frații mei? De cel care are puterea să arunce și trupul și sufletul în gherna. Mai credeți asta? Amin. Frății mei, e serioasă treaba asta. Așa vă face Dumnezeu într-o zi. Și dacă vă spuneam, dragii mei, despre Ninive, vreau să vă spun că pocăința acestor oameni din Ninive a început cu această credință. Că Dumnezeu poate să facă ce zice. Nu uitați, în vremea aceea Ninive era o forță militară. O forță militară. Dragii mei, și s-a dus în cetatea asta, care era o forță militară, capitala unui imperiu, dacă vreți, s-a dus un simplu om, poate cu mâinile în buzunar. Și a zis, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. ca să încep să te pocăiești de, la, de, sus, de tot, până la ultimul om din cetate, trebuie să crezi că în 40 de zile cetatea asta puternică și înarmată poate fi distrusă. Și a zis, trebuie să luăm poziție. Dacă noi am crede că Dumnezeu poate să pedepsească păcatul și o va face într-o zi, am începe să ne pocăim cu toți de adevăratele. Mă rog lui Dumnezeu, această credință să o pună în ființele noastre. Pocăința, în, pocăința începe cu această credință. Dar pocăința mai înseamnă ceva. Înseamnă să crezi și că Dumnezeu are resurse suficiente de milă ca să ne ierte. Că de asta mă pocăiesc. Pocăința mă va duce într-un final să stau înaintea lui Dumnezeu ca un iertat. Nu asta vreți dumneavoastră, frații mei? Să ne ierte Dumnezeu că Dumnezeu are resurse suficiente de milă. Și cetatea asta, dragii mei, a fost iertată de Dumnezeu pentru o vreme. Când s-a dus vameșul acela la templu și a stat undeva într-un colț, nu îndrăznea să-și ridice privirea spre Dumnezeu. Se bătea doar cu pundul în piept plângându-și păcatul înaintea lui Dumnezeu, a zis așa, ai milă de mine, păcătosul. Vă întreb, a avut Dumnezeu resurse să-L ierte pe omul ăsta? Domnul a zis adevărat, vă spun că ăsta s-a întors acasă, socotit, e prihanit. Pentru că a crezut că Dumnezeu are resurse de milă să-L ierte. Dar pocăința, dragii mei, nu-i destul doar să crezi că Dumnezeu pedepsește, că Dumnezeu poate să ierte. Pocăința înseamnă să identifici răul din viața personală. Spune Sfântul, Sfânta Scriptură aici că oamenii aceștia veneau la Ioan, după ce ascultau predicarea, mărturisindu-și păcatele, iar robotezați. urfați faci mei, ca să mărturisești păcatul, trebuie să-l identifici, să spui, ăsta este. E adevărat? N-ai cum să mărturisești ce n-ai identificat, ce nu știi. Ca să te pocăiești, trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu să spui, Dumnezeule, ăsta e răul din viața mea. Dumnezeu le spunea evreilor prin profetul Mariachi la capitolul 3, întoarceți-vă la mine copia lui Israel. Și au zis ei, dar în ce să ne întoarcem la tine? În ce? Concret! aveau nevoie să identifice, dragii mei, răul din viața lor. Și stau și mă întreb în această dimineață cum am putea să identificăm răul din viața noastră și cu el să stăm înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-ne în pocăință înaintea Domnului. Cum am putea să-l identificăm? Știți cum? Permițându-i lui Dumnezeu să ne confrunte în mod personal. Nu știu cum o face. S-ar putea printr-o predicare, s-ar putea printr-un vis, printr-o vedenie, printr-un cuvânt profetic, printr-un sfat pe care cineva ți-l dă, nu știu cum. Dar să lași pe Dumnezeu să te confrunte în mod personal și să spună, asta e problema ta. Iar vă dau exemplul acesta pe care dau des aici cu tânărul bogat. A venit la Domnul Iisus Hristos cu dorința lui, cu întrebarea lui și Domnul i-a spus, uite, să păzești poruncile, și, într-un final, a întrebat ce îmi lipsește. Adică, bun, dar care ar mai fi problema mea dacă pe astea l-am făcut? Și Domnul i-a zis, problema ta este asta. A identificat-o, e adevărat, frații mei. Legătura ta cu lucrurile materiale. Trebuie să te dezlegi. Asta e problema ta. Și Domnul l-a confruntat și a pus degetul pe rană. Asta e problema ta. Cu altă ocazie, când Petru a stat în fața Domnului după ce Domnul Iisus Hristos le-a spus că urmează să plece la Ierusalim, să fie uh, prins de mai mari poporului, să fie uh, condamnat la moarte și așa mai departe, uh, Petru a zis să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Vreau să vă spun în momentul acela, Domnul l-a înfruntat direct, l-a confruntat direct și a zis Petre, problema ta este asta. Care, Doamne? te agora pe dinainte. Adică Gândurile tale nu sunt gânduri de ale, de ale, lui Dumnezeu, sunt de ale oamenilor. Așa te ia gura pe dinainte fără să aștept să vină gândul lui Dumnezeu în tine. Și mă întreb pe câți de aici nu ne ia gura pe dinainte, frații mei? Fără să așteptăm să vină gând de la Dumnezeu din cerul. asta e problema. Domnul l-a confruntat direct. Dar să putea să ziceți, nu știu dacă se mai întâmplă azi așa. Eu cred că se întâmplă. Dar dacă nu credeți că se întâmplă așa, dragii mei, vreau să vă spun altceva. Dacă vrem să identificăm răul din viața noastră, trebuie să acceptăm ca Dumnezeu să ne confrunte prin slujitorii Lui. O poate face direct și o face. Dar dacă Dumnezeu nu alege ca în dreptul meu să o facă în mod direct, și alege să mă confrunte prin slujitorii Lui. Trebuie să accept ca Dumnezeu să mă confrunte prin slujitorii Lui și să pună degetul pe radă, rară să spună, ăsta e problema ta. ăsta e răul tău. Nu credeți că se întâmplă așa? Când s-a dus Petru în Samaria și era acolo Simon Magul, știți că Dumnezeu l-a confruntat pe omul acesta și a spus care e problema lui, care e răul din viața lui, știți? Petru i-a zis, inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a inimii tale. Ce zice dacă un slujitor de aici, din biserică, a venit la dumneavoastră și a zice, omule, problema ta este răutatea inimii. Ce ați zice? Ați merge repede să vă pocăiți înaintea lui Dumnezeu? sau v-ați agita, ați povesti peste tot ce ne-a făcut slujitorul de la biserică. Ce ziceți, frații mei? Nu uitați! Pocăință înseamnă să identifici răul din viața ta. Fie te confruntă Dumnezeu direct, îți aruncă o lumină, stai în fața Scripturilor, în fața predicării și spui, ăsta-i, fie Dumnezeu te confruntă prin slujitorii Lui dar Dumnezeu vrea să-l identifice. Și eu trebuie să iau ceea ce mi-a identificat Dumnezeu, să-l duc în pocăință înaintea Domnului. Inima ta e plină de răutate, a zis Petru. Pocăiește-te. În Galateni, dragii mei, spune Sfânta Scriptură la capitolul 2 despre Petru și Pavel. Într-o anumită circunstanță de viață, Marele Petru, cel care a stat cu Domnul Iisus Hristos trei ani și mai bine, a primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Era apostolul iudeilor, celor treiați în prejur. A fost într-o circunstanță în care Pavel l-a văzut plin de prefăcătorie. Avea două fețe. Adică, până ce nu au venit tăia de la Ierusalim, de la Iacov, asta și-a mâncat cu ceilalți la masă, cu cei neteați în dintre neamuri. Când au venit tăia de la Ierusalim, de la Iacov, s-a prefăcut, s-a tras deoparte, să arate că respecte legea. Și a zis Pavel, înfruntându-l, e corect așa? Asta e problema ta, Petre. Ăsta e răul cu care trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu, de care să te pocăiești. Ai fost prefăcut în situația asta. Deci, mei, acceptăm să ne confrunte Dumnezeu, să pună degetul pe, pe, răul din viața noastră, pe păcatul nostru, ca să ne putem pocăi, dragii mei. Amen. Trebuie să o facem sau nu trebuie să o facem? Amen. Domnul Dumnezeu să ne ajute lucrul acesta. Poate mai spun un gând și asta mai pe scurt. În altele rând, Viața din perspectiva împărăției care vine nu este doar o viață de receptivitate la predicare, nu este doar o viață de întoarcere la Dumnezeu. Este o viață de evaluare a urgenței spirituale. Poate că despre asta am mai vorbit și în seara Anului Nou. Vreau să vă spun și în seara aceasta că de foarte multe ori, în lucrurile importante ale vieții, noi trăim din amânare. Altă dată, Domnul Iisus Hristos dă câteva circunstanțe sau pilde, dacă vreți, despre situația asta. Împăratul care a făcut nuntă și a trimis pe robi să cheme pe cei invitați, spune Sfânta Scriptură, unul s-a dus la holda lui, altul la negustoria lui. N-a înțeles că e urgent și că nunta asta oricum se face, că vine el, că nu vine. N-a priceput lucrul acesta. Dragii mei, ar trebui în vremea aceasta viața noastră să se uite, să evalueze urgența spirituală. Ce este urgent? Și urgent este, dragii mei, să ne întoarcem la Dumnezeu. Și dacă mă întrebați de ce, știți de ce? Pentru că bate ceasul lui Dumnezeu vremea sfârșitului. E primul răspuns la întrebarea asta. Bate ceasul lui Dumnezeu. Nu vă vine să credeți. Când bate ceasul lui Dumnezeu un eveniment, dragii mei, Dumnezeu aduce evenimentul acela că vrem noi, că nu vrem noi. Când s-a dus mesagerul lui Dumnezeu în Sodoma să-l anunțe pe Lot despre ceasul judecății, spune Biblia, Lot zăbovea. Și îngerul acesta a fost nevoit să-l ia pe Lot, să-l forțeze, să-l silească, să iasă. Știți de ce? Bătea ceasul lui Dumnezeu, judecata. Și omul ăsta încă n-a apucat să iasă din, din Sodoma. L-a grăbit, l-a forțat. Că bătea ceasul lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, vreau să vă spun, ceasul lui Dumnezeu bate întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Arătarea acestei împărății. Dar urgența asta mai este dată de ceva și este aici în textul acesta. Știți de ce este dată această urgență? Ascultați-mă. Securea a și fost înfiptă la rădăcină. Credeți, fații mei? Amin. Știți ce înseamnă să fie securea înfiptă odată la rădăcina? Înseamnă să fie început procesul tăierii. Încă nu s-a terminat. Mai trebuie câteva lovituri și copacul e tăiat. Dar deja a început procesul. Cât din locul acesta v-ați uitat la viața personală sau la viața familiei? și ați constatat că securea e înfiptă. Câți? Frații mei, e cuvântul lui Dumnezeu, nu-i joacă. Securea a și fost înfiptă. Și orice pom care n-aduce roadă e tăiat. Se mai dau câteva lovituri și e tăiat. Și dacă e doar o singură lovitură, o, 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 o dată înfiptă securea. Urgent trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Că s-ar putea să vină a doua și a treia și gata. Din cauza asta e urgență. Că securea e deja înfiptă. Frații mei, cred că ar trebui să vedem mai clar lucrările lui Dumnezeu în viața personală și în multe lucruri să vedem această secure, care e avertismentul de la Dumnezeu care vrea să ne grăbească.